De anul viitor, șoferii vor plăti în funcție de cât poluează mașinile lor. În funcție de gradul de poluare, Euro 6, Euro 5, Euro 4 sau Euro 3, taxele vor fi aplicate în mod crescător. Probabil că vor deranja, având în vedere că vorbim de o taxare în plus pentru noxe, a declarat Andrei Corlan, secretar de stat în Ministerul Mediului. Nu plătim suficiente taxe. Cred că ne jupăie destul, nu știu dacă mai e necesar încă o taxă în plus. Nu știu ce să vă zic. Deci considerați că n-ar fi neapărat o taxă utilă? Nu. Deci au promis că nu mai măresc taxe, că nu mai adaug alte taxe. Am trăit și am vedea. Eu zic că e o părere bunicică, pentru că e pentru, și pentru sănătatea noastră, și cu centralele termice, am înțeles tot la fel. Deci e o părere bună, da. Dumneavoastră ați fi de acord? De acord, da, ca să vă spun și de ce. Să mai excludem din autovehicule astea, că sunt vehicule de 25 de ani, 30 de ani care le avem în, de circulă pe drumurile publice. Sunt de acord, da. Astfel va fi introdusă o nouă taxare pe baza distanței pentru vehiculele grele, dar și introducerea de taxe mai mari pentru cei care dețin vehicule de transport pasageri, autoturisme, autobuze sau autocare poluante. E bine, fiindcă la ora actuală tot second-hand-ul Europei, Germaniei, Franței, Italiei s-a mutat la noi. Mai mult, și Irlanda de Nord, cu volane pe dreapta. Noi sunt conducători auto care nu știu nici să scrie, să citească. Și au Mercedes-uri cu volan pe dreapta, cu volan pe stânga. Nu știu de unde să mai scoată banii. De-aia o fixează. Dar credeți că este utilă sau nu neapărat? Cum? Credeți că este utilă? E utilă. Ce să fac acum? Acum, după ce a scos odată, o mai bag odată. Doar abia a scos. Prima taxă ar putea fi plătită de transportatori pe bază de distanță, ceea ce înseamnă că nu vor mai plăti rovinietă, ci vor plăti în funcție de distanța pe care o parcurg. A doua taxă se referă la gradul de poluare al mașinilor, dar deocamdată nu este clar ce înseamnă mașini poluante, pentru că în programul de guvernare nu apare o referire la acest subiect.